Lipsa unor programe coerente și a desfacerii mărfii la un preț care să le acopere costurile i-au adus pe legumicultori la disperare. Pentru a atrage atenția guvernanților asupra situației în care se află, ei au ales să-și strige nemulțumirile în fața sediului guvernului și să le arate guvernanților prețul de nimic cu care le este răsplătită truda. Au făcut-o ore în șir, fără ca vreun reprezentant al Ministerului Agriculturii să-și facă timp și să discute cu ei. Ca și până acum, practic nicio reacție. O singură ieșire a domnului Oroș aseară, în care a arătat cu degetul subvențiile și măsurile pe care ar trebui să le luăm anul acesta, deși au tăiat toate programele de ajutorare a micului legumicultor sau a micului fermier. Satul românesc este în faliment. Oamenii se reorientează, practic au biletele pentru plecare cumpărate. Cei din Ministerul Agriculturii, cum am spus și mai devreme, nu au niciun răspuns, nu vor să ne invite la nicio discuție. Scopul lor, strategia este de a distruge, se pare, toată producția agricolă din România. Fermierii sunt nevoiți în această perioadă să-și vândă legumele sub prețul de cost. În plus, din cauza caniculei, ei înregistrează pierderi importante care pe alocuri depășesc și 30% din producție. Munca noastră la ora la care vorbim se vinde foarte ieftin. Avem prețuri până într-un leu la anumite produse, vânătă, tomată și puțin peste un leu la ardeiul gras și, într-adevăr, capia și găușar puțin mai scump, dar nu la adevărata valoare. Problema este că noi le vindem foarte ieftin, noi suntem cei care pierdem și mai este o verigă care pierde. Dumneavoastră, consumatorul, cel care câștigă la această dată, este intermediarul, samsarul, cel care achiziționează și livrează către retail și așa mai departe. Cel care face importuri și nu este controlat. Cum vă spuneam, avem importuri masive, nu știu dacă sunt ilegale. Masive, da, dar vrem să vedem dacă sunt și controlate și dacă trasabilitatea produsului se respectă de la intrarea în țară până la dumneavoastră în farfurie. Legumicultorii sunt deciși să continue să-și manifeste nemulțumirile față de lipsa de interes a politicienilor de la guvernare, cu speranța că până la urmă vor înțelege că problemele lor sunt unele grave. Acțiunile vor continua, s-ar putea să le facem la nivel local, pentru început, cu o mișcare de amploare undeva în toamnă, când ne mai eliberăm și noi, tot la minister, și atunci vă promit și mi-au angajamentul că vom fi cel puțin 2-3-4 mii de fermieri acolo, pentru că nu se mai poate într-un fel sau altul. Ne-am săturat de o să. Reprezentanții Ministerului Agriculturii au ignorat protestul legumicultorilor din mai multe județe ale țării, arătându-se indiferenți la problemele lor. Nu la fel au făcut și jandarmii, care au ales să-i sancționeze pe protestatarii care au depășit zona autorizată în încercarea de a sta de vorbă cu un reprezentant al guvernului. Cred că au avut ordin să ne dea acele sancțiuni. Eu am fost amendat, domnul Păunel a fost amendat. Cred că trebuia să primim mai mulți dintre noi, dintre organizatorii, amenzi, însă și ei sunt oameni, s-au gândit, au analizat bine și s-au mulțumit cu două amenzi. La cât se ridică amenda? Domnul Păunel a primit amenda maximă, eu am primit amenda minimă. Așa, adică am reușit să negociez la 1.000 de lei amenda, domnul Păunel a primit 10.000 de lei.